Bună seara, doamnelor și domnilor! Liga a doua la fotbal revine în direct pe canalele Prima Sport cu primul meci din etapa a șasea, Concordia Chiajna, Steaua București. E un palmares destul de echilibrat, e adevărat, Steaua a câștigat ambele meciuri de campionat. Două victorii ale steriștilor, ambele în 2022, dar în campionate diferite. Wallace da Silva în cadru, brazilianul și capitanul Stelei, spuneam și în partea cealaltă, tot un brazilian este capitan, Romario Pires. Încă o dată faza, pe un cadru mai strâns. Putea fi gol aici, putea fi gol aici. Care trebuia să apese. Ia să vedem Kipirliu mai departe, combinație cu Maftei. Scoate bine mingea în careu. Buziuc, Alex. A împins cumva balonul cu piciorul stâng. Nu și-a făcut pașii, nu-mi dau seama ce nu i-a ieșit acolo. Dar foarte bine steriștii au scos balonul din marginea terenului, au combinat. Minge excelent trimisă în careu. Da, nu i-a ieșit pașii, probabil că a vrut să-și pună mingea pe piciorul drept Alex Buziuc și a împins-o cu șpit. Bate Cosmin Tucaliuc lovitura, înalci cu efect. Hai sus, că nu ți-a făcut nimic. Șut cu efect, cu efect pe lângă a lui Denis Ispas. Șansă bună pentru Chiajna în minutul 37. Bravo, Denis Ispas. Ia să vedem aici, a fost sau nu foul? No. Aici poate. No. Nu cred. Greu de văzut dacă eventual nu avem o reluare ceva mai strânsă. Șutul cu efect al lui Denis Ispas i-a creat ceva emoții lui Frânculescu. Kipirliu, ia să vedem, scoate bine mingea la marginea careului. Ce ocazie are Jimenez! Reflex de senzație, Denis Oncescu. Este faza meciului, minutul 58, super ocazie pentru Steaua. Totul pleacă după o greșeală a gazdelor. Mingea se ducea sub transversală. Da, era gol dacă mingea trecea de portar. Da, jocul s-a reluat imediat. Pires mai departe. Dulca, șuta lui Dulca pe scurt. Da, adversarul poate fi surprins cu o reluare a jocului în felul acesta, rapid. În ediția anterioară, în sezonul regulat, a fost echipa numărul 1 în deplasare. Mamă, ce șut! De ro alert a fost șutul ăsta lui Ghinfuș. Dă un pic mai jos, Giovanni, că se activează antiaeriana din Chiajna și nu e bine. Data viitoare dă un pic mai jos, cu 7-8 metri.